Bună, balanță, și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine care sunt lucrurile bune care vin înspre tine în următoarele 3 luni. Un mesaj sintetic, cât mai clar și mai concis posibil pentru tine. Ca o tematică foarte generală pentru următoarele 3 luni. Hai să vedem lucrurile bune care vin înspre balanță. Octombrie, călătorie. Noiembrie, ce avem? Cornucopia, foarte frumos. Aproape că tot ceea ce îți dorești, nu că aproape, chiar tot ceea ce îți dorești în luna noiembrie este pentru tine. Și femeia care ține în mână o inimă sau regina de cupe, cum o mai denumesc eu această carte din acest oracol, o avem pentru decembrie. La baza pachetului văd îngerul puterii, poți să ai de a face cu un leu, dar este în tema generală a întregii citiri, cumva, pentru această perioadă de 3 luni. Și vreau să văd din tarot mesaje importante pentru tine, pentru dragoste, finanțe pentru fiecare lună. Posibil chiar să stârnești anumite invidii între cei din jur, pentru că văd și acest card 5 de bâte și poate reprezenta acest lucru. Și asta pentru faptul că tu ești foarte reușit. În luna noiembrie urmează să se întâmple ceva important pentru tine. O perioadă abundentă iarăși. La baza pachetului din nou văd această carte care poate desemna un leu sau berbec săgetător în funcție de caz. Vorbește despre faptul că fie ai tu de a face cu această persoană, fie ai astfel de marcaje pe harta ta natală și atunci tu ești dispus să duci lucrurile la un alt nivel și să lupți pentru tot ceea ce tu îți dorești și simți că meriți. Ok, hai să vedem. Avem pentru luna octombrie această călătorie. Luna octombrie cu această călătorie poate vorbi și despre o călătorie chiar în plan fizic, undeva unde tu ți-ai dorit de foarte mult timp să ajungi. Dar văd și faptul că în ceea ce privește dragostea, parcă tu o ții la distanță, pentru că acest 7 de bâte de aici, pe zona dragostei, asta îmi vorbește, asta îmi spune. Și posibil asta pentru că ai foarte multe lucruri de făcut la muncă cu acest 2 de monede. Poate călătorești în interes de serviciu pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dar poate fi. Această călătorie, da, poate fi în plan fizic, dar poate fi și în plan spiritual, cumva o evoluție a ta spirituală. Acest 2 de monede îmi spune, da, că ai multe lucruri de făcut pentru bănuții tăi, pentru cariera ta, pentru finanțele tale, pentru stabilitatea ea, iarăși. Stabilitatea ta, iarăși. Doi de monede este cartea celui care jonglează, care are foarte multe lucruri de făcut și multe de multe task-uri așa de îndeplinit în același timp. Dar acest 2 de monede este o persoană abilă, este capabil să ducă lucrurile la bun sfârșit. Cu siguranță te vei descurca, deși va fi și solicitant. În noiembrie văd acest card cornucopia.
o mare realizare sau faptul că, nu știu, cornucopia, ca și cum ai avea tot ce-ți dorești. Bogăție, abundență, frumos în viața ta. Și asta este tematica generală a lunii noiembrie. Păi mă duce cu gândul la acel 10 de monede. Dar vezi tu, văd și acest 5 de cupe pentru că am cerut o carte. E ca și cum ai grijă să nu realizezi prea târziu lucrurile pe care tu deja le ai și pe care trebuie să le apreciem la timp și să fim recunoscători pentru ele la timp. Pentru că avem 5 de cupe și văd în același timp, nu credeam că este 7 de monede, dar este 9 de monede. 9 de monede în dragoste. Cineva își declară independența. Cineva se autodeclară independent. Iarăși, având acest 9 de monede, de ce 9 de monede în dragoste, pe zona dragostei, pentru balanță? Marea preoteasă, cineva este mai solitar. Și iarăși văd și 8 de monede. Îmi spune că este cineva retras, care posibil să fie foarte mult preocupat de finanțe, pentru că 8 de monede, 9 de monede, ambele vorbesc despre monede, despre material, despre finanțe. Ca și ideea așa, în dragoste ai de a face cu cineva care acționează foarte independent și în același timp solitar. Sau poți fi chiar tu această persoană. Pe finanțe, 5 de bâte. Pentru ceea ce ai tu, pentru ceea ce ai obținut tu de la viață, tu ești invidiat. Cu 5 de bâte aici există oameni în jurul tău care cârcotesc. Și prințul sau cavalerul de spade. O acțiune așa mai teribilistă și în același timp nu gândită foarte bine. Oameni din jur care te pot face să te simți respins, pentru că văd și acest 4 de cupe aici la baza pachetului, dar pe criterii nefondate, adică tu ești suficient, ești suficient de bun, suficient de abil, suficient de inteligent. Însă e ceva aici ce ceilalți consideră că tu ai prea din abundență, prea mult. În decembrie avem această carte a energiei feminine, regina de cupe, regina iubitoare, regina sensibilă și senzitivă. Este o energie feminină care primește foarte ușor din exterior valul acesta al energiilor, citește foarte bine valul acesta al energiilor și intențiile, chiar cel din cele ascunse ale celor din jur. Cum am spus, o energie feminină foarte senzitivă. Poți să ai de-a face cu un rac, scorpion, pești, mai văd aici săgetător. Pe dragoste văd această carte Temperanța, care îți cere să ai dreptate, scuze, să ai răbdare. Adevărul este că da, ți se cere să ai răbdare aici. Și de ce Temperanța în palierul acesta al dragostei pentru balanță. Cavalerul de bâte poate fi un săgetător chiar pentru tine.
Și nevoia aceasta a ta de a te detașa, pentru că văd și 8 de cupe la baza pachetului. Mai văd și 9 de monede în pachet. Cineva pleacă și cum am văzut acest 9 de monede aici, ca și cum cineva se declară independent și răbdarea îți este încercată, posibil un săgetător din viața ta. Și mă uit din nou la această energie din noiembrie cu acest 5 de bâtei, ca și cum cei din jur jinduiesc la ceea ce tu ai. Și consideră nedrept faptul că tu ai parte de atât de mult, deși tu ai muncit. 2 de bâte pe finanțe. De ce 2 de bâte aici pe finanțe pentru luna decembrie, pentru tine, draga mea balanță? 4 de cupe. Mai. Cineva e posibil să se afle la o răscruce, să se afle la o răscruce de drumuri și să nu știe ce să aleagă și cum să aleagă și poate timpul trece și această regină de cupe, această femeie iubitoare, energie feminină iubitoare, care nu știe exact cum să procedeze, care e următorul pas, are această ofertă din partea universului, dar vezi cum este întoarsă această persoană, e întoarsă cu spatele la această oportunitate. Mai este denumită și cartea oportunităților ratate, această carte. Hai să văd și sfatul pentru tine. Pentru fiecare lună. Care este sfatul pentru tine? Pentru octombrie avem 5 de spade. Să-ți vezi propriul interes cumva aici. Pentru că 5 de spade mai poate reprezenta și o decizie sau o alegere mai puțin înțeleaptă și tu ești nevoit să înveți tot ceea ce poate fi învățat din această situație. De asemenea, să revizuiești motivația celor din jur. Sfatul pentru noiembrie. Care este sfatul pentru noiembrie? 6 de bâte. Să mărșăluiești triumfal, victorios, cu reușită, pentru că tu ai această energie cornucopia, dar e aici această energie din jur care, așa cum am spus anterior, jinduiește la ceea ce tu ai. Acest 6 de bâte vorbește despre victorie, vești bune care sunt pe cale să apară în viața ta, recunoaștere publică sau un premiu pentru decembrie. Care este sfatul pentru decembrie? Sfatul pentru decembrie pentru balanță. Regele de monede. Regele de monede reprezintă o persoană generoasă, profesionistă, responsabilă, practică. Poate reprezenta și un timp, așa, și o perioadă de succes. De asemenea, tu ești îndemnat să accepți cu încredere oportunitățile care ți se oferă. Acest rege de monede mai vorbește și despre acea persoană care are atingerea aceea lui Midas. Tot ceea ce el atinge se transformă în aur. Da, o energie frumoasă aici cu regele de monede și eu în sfatul pentru tine.
poți să ai de-a face cu un semn de pământ și ești îndemnat să alegi această persoană, să mergi în direcția acestei persoane. Poate ai de-a face cu o decizie aici, chiar pe planul financiar, nu neapărat în dragoste, care îți cere să fii această persoană generoasă, profesionistă, responsabilă, practică. Ok, draga mea balanță, cam atât pentru astăzi. Eremitul îl văd aici la baza pachetului. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului. Există și secțiunea de membri pentru cei care sunt interesați. Ce să mai zic eu acum? Pot să spun că vă mulțumesc și chiar vă sunt profund recunoscătoare pentru tot ceea ce sunteți voi pentru mine. Vă iubesc, vă mai aștept aici și ne vedem curând. Pup, pup! Pa, pa!